Oare asta este lumea cealaltă? Asta e lumea ta! Unde e Dumnezeu? Dragul nostru, aici suntem doar noi, exact cum se vede. Trebuie să mă întorc să spun lumii ce așteaptă după moarte. Dar de ce? Nu vi se pare normal ca lumea să știe de voi? Unde e patul? Ce te privește? Ce treabă ai tu? Era aici în parc, o tăbluie rotundă. Patul nu mai e, l-am ars. De ce aș mai fi păstrat niște scânduri? Cine ești? Ce om? Nu știe engleza. Doar nu e un extraterestru. Lev? Ce nume e ăsta? Doar nu te crezi Tolstoi sau ceva de genul ăsta. Precis, te cheamă Popescu. Nu m-aș mira. Nu, dragă Feruce, numele nu este cel pe care ți-l alegi tu, ci cel pe care ți-l dau alții. Patul ăsta e într-adevăr foarte vechi, făcut pe la 1830. Hai să-ți arăt. Dacă te uiți atent, se vede anul. V vine de la Valachis, un macedonian fabricant de paturi. Și l-ai moștenit? Oh, nu. L-am cumpărat de la o licitație. Crezi că paturile despre care a scris Valachi Cercel mai există? Niciun lucru nu se pierde într-o sută, două de ani. S-ar putea să fi văzut la viața mea măcar un pat de acela. Unele paturi te schimbă la față. Dormi o noapte în ele, iar dimineața te scoli sprâncenat, buzat sau cu părul verde. Am avut un iubit în liceu, pe care acum nu mai dau nici doi bani. Totuși, Lev, îl visez alergând printr-o pădure de roșcovi. Uneori borborosește câte ceva și, cu toată aversiunea pe care o am față de el, nu pot să ignor faptul că de două ori mi-a spus aceleași cuvinte. Totul e o metaforă, Odile, totul. De ce ești îmbrăcat? Ambulanța, ne auziți? E mort. Bă, ce vi arată! Dă-i, hai, continuă! Ok, deci stai, am avut un iubit. Știi? Patul ăsta este foarte... Deschizi gura. Deci...